Recent, redacția emisiunii în limba română din cadrul audiovizualului public TV Bucovina din regiunea Cernăuți s-a aflat într-o vizită de lucru la compania de televiziune Bucovina TV și două posturi private de radio, Viva FM și Impact FM din Suceava. Invitația venind din partea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și al deputatului sucevean în Parlamentul Român, Bogdan Gheorghiu, consemnează reporterii noștri. Această întâlnire între jurnaliștii audiovizualului public TV Bucovina din orașul Cernăuți și cei de la postul Bucovina TV Suceava și radioul Viva FM Impact FM a avut loc grație președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care speră într-un parteneriat la superlativ între aceste televiziuni. M-aș bucura să aud colaborări, emisiuni dintre televiziuni, radiouri de aici, din Suceava și cele de la Cernăuți. Avem și despre ce vorbi. Avem proiecte multe comune transfrontaliere. Eu cred că populația trebuie informată. Acum sunt în dezbatere ghidurile pentru programul România-Ucraina, știți. Nu cred că trebuie să lăsăm doar la niște agenții să informeze pe oameni. Cred că cea mai puternică agenție e mass media, care ar trebui să fie. Am o propunere și o să rog pe deputatul nostru Bogdan Gheorghiu să ne întâlnim și cu grupul de prietenie Ucraina-România parlamentar, minoritățile. Și noi avem minoritatea ucrainiană aici în România și avem toată deschiderea să fie informată și de ce se întâmplă dincolo de graniță. Delegația din Cernăuți a avut posibilitate să viziteze posturile de radio Viva FM și Impact, posturi private dotate cu tehnică modernă, cadre tinere cu inițiativă, care emite emisiuni 24 de ore zilnic. Radioul Viva FM cu motoul Trăiește-ți muzica aduce ascultătorilor cea mai bună muzică și cele mai proaspete știri locale și naționale. Programele informative și de divertisment, dar și muzică, atent selectată, îi atrag tot mai mult pe ascultătorii, care caută o alternativă la zgomotul de pe ultrasunete. Noi deținem două rețele de posturi de radio locale cu acoperire în zona Moldovei. Avem stații de radio Impact FM și Viva FM în Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Fălticeni, Rădăuți, Pașcani. Ne bucurăm de vizita noastră și sperăm să vă fie de folos informațiile pe care vi le-am prezentat astăzi în cadrul acestei întâlniri. Radioul Viva FM și radioul Impact FM. Care este diferența? Impact FM este un post de radio care a luat ființă în 2004 și se adresează targetului tânăr, publicului tânăr. Viva FM este un proiect de suflet început în 2010 și care se adresează targetului așezat, îi spunem noi, acelor care sunt interesați de știri, sunt interesați de politică, sunt interesați de administrație, sunt interesați în general ce se întâmplă nou și important în comunitatea în care trăiesc. Parlamentarul român Bogdan Gheorghiu este patronul postului Bucovina TV, o televiziune regională cu acoperire în județele Suceava și Botoșani, ce emite 24 de ore zilnic. Grila de programe este diversificată, adaptată la dorințele telespectatorilor, așadar există emisiuni culturale, sociale, medicale, sportive, educaționale, știri locale și emisiuni de promovare a valorilor cultural-tradiționale. În cei 7 ani de existență, Bucovina TV s-a implicat activ în prezentarea realității regionale. Bucovina TV Suceava și Bucovina TV Bucovina Cernăuți sunt practic reprezentantele Bucovinei de Nord și Bucovinei de Sud din punct de vedere mediatic. Schimbul de experiență între cele două părți ale Bucovinei, care astăzi aparțin două țări diferite, din punctul meu de vedere nu poate fi decât un plus din punct de vedere cultural. Bucovina TV Suceava poate furniza către TV Bucovina Cernăuți știri atât despre românii din Bucovina, despre stilul de viață de aici. Sperăm ca această vizită de lucru, acest schimb de experiență, să dea naștere la noi proiecte de colaborare între jurnaliștii audiovizualului public TV Bucovina din Cernăuți și colegii companiei de televiziune Bucovina TV și posturile de radio Viva FM și Impact FM.